toți ceilalți. La ce oră ați votat? 5 ore. Acum sfert de oră. Bun, asta înseamnă că ați venit pe la ora 1. Da. Am stat și afară, dacă vă duceați un pic mai devreme și dacă nu veneați în brand, eu am votat la ora 11. Eu aici locuiesc. Păi da, noi locuim. Știu, mai știu. Eu am votat, m-am dus de dimineață. Comunitatea de români în Nord-Vest Londra este imensă. În ultimii ani a explodat. Suntem mii, zeci de mii de români în Nord-Vestul Londrei. Din punctul meu de vedere, trebuia să vă gândiți că aici e cea mai mare comunitate de români. Aici trebuiau cea mai bine. Noi știm că e o comunitate mare, dar cât de mare nu știm, pentru că nu există obligativitatea ca voi să vă înregistrați. Eu nu știu cât români sunt aici. Să fac raportări și o estimare RAF se poate da. Deci se poate da o RAF estimare. Sunt 20.000, sunt 1.000, nu pot să înțeleg ce spuneți la jos. Haideți să vă spun. Deci eu de pe internet. Singura estimare pe care eu ca ambasadă o pot face este bazată pe cifrele oficiale. Și cifrele îmi vin de la autoritățile britanice, câți români sunt înregistrați. Iată că sistemul dumneavoastră este greșit. Nu e al meu. S-a demonstrat. Nu este al meu sistemul. Este sistemul britanic. E singura posibilitate de a-mi lua date corecte. Dacă ar exista obligativitatea ca românii care vor să voteze să se înregistreze, așa cum se întâmplă cu britanicii, cu francezii, cu belgenii, aș ști câți români sunt înregistrați și deci acei români vin la vot. La noi nu există acea obligativitate. Nu s-a putut face ceva în momentul în care s-a văzut că sunt femei însărcinate și oameni copii afară. Ce se poate face este ca cei care sunt la coadă în față să aibă înțelegere pentru femeile cu copii sau care sunt însărcinate. Dar nu-i lăsat să intre, nu-i lăsat de la intrare cu ei. Și mai am o întrebare, dacă tot este un flux așa mare de votanți, de ce nu se prelungește totuși? Am cerut la București. Deci am cerut două lucruri. Guvernul României nu este interesat să prelungească. Adică noi asta bănuim, dar nu este. Uitați-vă la mine, nu aveți dreptate. Guvernul României nu este implicat în acest proces. Este Biroul Electoral Central care decide. Dacă biroul îmi aprobă, eu am cerut și eu am vorbit personal la Biroul Electoral Central. Dacă mi se aprobă solicitarea încă o dată și scrisă și telefonică de prelungire, vă comunic și colegii care sunt sus, eu am un singur om aici. Restul sunt de la partidele politice. N-or să la ce oră se aude, sigur? Când la 11 când se închide. Când am coborât la ora 9 se închide. Am vorbit încă o dată la Biroul Electoral Central și am rugat să-mi dea inclusiv pe mail-ul privat de pe telefon în momentul în care se ia decizia. Becu era în ședință. Nu vă pot spune mai mult pentru că nu știu mai. Dar sper să se apropie. De ce sunt doar 4 sau 5 funcționari care se ocupă de mii de oameni? Sunt 6. Numărul maxim permis de lege este 7. Noi am propus de la ambasadă câțiva oameni și restul trebuiau să vină de la partidele politice. Decizia la București a fost să fie un singur om din ambasadă și 6 de la partidele politice. N-au venit decât 5. Unul nu a venit. Într-o altă secție de votare am 2 de la partidele care nu au venit. Și nu s-a permis ca să completăm locurile lipsă cu oameni din ambasadă. Nu decid eu asta, s-a decis la București, este o lege care trebuie respectată. Numărul de ștampile este egal cu numărul de membri în comisie. Sunt 6 membri în comisie, sunt 6 ștampile. Dacă veneau 7 membri, se scoteau 7 ștampile. Dar se face proporțional oarecum cu numărul celor în... Este lege și legea spune maxim 7 oameni în comisie. Și ca să ne uităm la viitor, pentru turul al doilea. Pentru turul al doilea, sper... Și când să schimbăm. Pentru, nu, pentru turul al doilea, o să-i rugăm pe cei de la primărie să ne aprobe o sală la parter. Asta ne-au dat-o acolo, asta am luat-o. Să ne vom doar secție de votare. O altă secție de votare. Dacă legea permite așa ceva, eu o să propun. Dar nu vă pot spune că fac lucruri care nu depinde. Dar cum se știe că ai estimat se știe, mai ales că mii de oameni, mii de români. Eu cred că au fost 2.000 să votați, știi că este complicat. Au plecat o grămadă. Când au văzut cozile infernale, au plecat acasă, normal. Am o întrebare. Asta nu pot să mă pronunț. Fiecare decide pentru el dacă rămâne sau nu. Păi da, dacă erau condițiile altfel, rămâneau cu siguranță. Credeți-mă, cozile sunt și la dumneavoastră, nu știu de unde sunteți, dar în satul sau în orașul de unde sunteți, cu siguranță sunt cozi. E normal, oamenii vin la vot. 10 oameni în comisie pentru, nu știu, 70 cât sunt. Nu poți să fie, 70 e legea, nu poți să fie 10. Tu spune și mie cine a boicotat. Asta la coadă? Bine, noi v-am crezut, dar haideți ca să vedeți cum suntem aici. Cea mai important să votezi toți de afară. De la 1 nu lasă nimeni să vorbesc, aș întreba și eu. Ce partide nu s-au prezentat, astfel încât numărul de ștampile a fost limitat? Puteți spune și mie ce partid nu s-a prezentat și aici, și în... Nu, pentru că nu este treaba mea să spun ce partide nu s-au prezentat. Și unde pot să... Ce partide au prezentat la Biroul Central? Pentru că e normal ca un partid sau altul care este interesat să nu se voteze această comunitate, să zică nu vii. Ambasada nu face altă politică decât politica comunitară.
At the moment, I'm telling them to stay there. Au fost